seara. Se aprobă. Se aprobă. Bună seara. Bună seara, maestre. Bine, sănătos? Da. Tot cu etica, tot cu protocolul? Da, tot cu... recunosc. L-a speriat un pic. Foarte bine, asta era și scopul. Să nu spunem prea multe lucruri, să vedem exact cine e la sentimentul tău și al meu. Știu că v-am făcut curioase. Numele tău și de unde vii? Virgil Mănescu din București vin. Virgil Mănescu din București. Nu mai spune nimic, altceva... Prima impresie contează, votați 5 secunde. Impresia și piesa. Start vot! Wow. 9 fete au rămas pentru tine, dragul meu Virgil. 10. Ia să vedem noi unde s-a greșit sau ce nu i-a plăcut sau cine n-a înțeles lucrurile. Nu ți-a plăcut Valeria? Stilat așa, nu? Este elegant, eu sunt cu tatuaje. Cu... E elegant, fugiți de eleganță. Da. E Caterina? E bun, băiat, dar mi-a dat impresia că se ocupă ceva magie și ceva genul. Și nu e pentru mine, nu cred în asta. Magie? Da. E magician? E magician, are... ai ghicit, dar nu e. Și ce ai zis? Dacă e magician, poate mă face, Doamne, iartă-mă, să dispar. Nu. Nu? Dispar el. Diana, îți place elegant, îmbrăcat cum trebuie? Îmi place că e interesant. E misterios. Vreau să știu mai multe despre el. Misterios. Alina? Misterios. Misterios. Așteptăm și runda a doua. Mirela? Stilat. Foarte rafinat și îmi dă o stare și o încredere de masculinitate. Și că aș avea ce să învăț de la ea, că e cu siguranță mult mai mare decât mine. Da, un gentleman adevărat. Ați observat eleganța și stilul cu care a intrat. Părerile sunt împărțite, dragul meu prieten. Acum nu poți să le ai pe toate? De gustibus non disputandum, îmi spuneau latinii, așa că sunt întru totul de acord cu părerea fiecăreia. Am înțeles. Eu zic să aflăm mai multe despre Virgil într-un filmuleț și spun star vot, multă baftă! Grecii spuneau că un pahar de vin dezleagă limba oricărui săin. Da, sunt somelier și predau chiar și la o școală de somelier. Suntem a patra generație, de altfel, din București. Undeva la vârsta de 6 ani, mama m-a întrebat ce vreau să fiu în viață. Și am zis, mamă, nu știu ce vreau să fiu în viață, dar vreau să lucrez într-o cămașă albă cu papion. Familia foarte încântată, extraordinară, o frenezie totală în casă. De ce? Pentru că străbunica mea din partea mamei a fost șefa catedrei de pian de la Leipzig timp de 17 ani, Temieva Hristunova Parascovia. Și s-au bucurat foarte tare că în sfârșit vom avea un muzician în familie. E bine, n-am ajuns să profesez ca muzician, nici n-am ajuns să fac școala de muzică, pentru că la vârsta de 13 ani tatăl meu deținea deja 2 restaurante. Am început să lucrez în restaurantul familiei, am făcut multe școli, nu mă apuc acum să le povestesc pe toate, dar în domeniul meu de activitate pot spune că sunt cât de cât cunoscut. Dacă mă întrebați dacă îmi place o domnișoară blondă sau brunetă, nu sunt genul acela care se încadreze în anumite tipare. În schimb, criteriul important la o parteneră este zâmbetul. M-am înscris pentru că aș vrea să văd un pic cum este a te întâlni cu cineva fără să-l cunoști foarte mult și a încerca să vezi dacă poți stabili o conexiune cu acea persoană. Știu, la prima impresie pot speria, dar de fapt sunt un om mult mai simplu și mai modest. Lucrurile simple mă pot cuceri pe mine. Pam, pam. M-ai surprins! Plăcut! Ai zis, Doamne, ce frumos! Lucrurile simple mă pot surprinde. Bravo! La început el a știut deja. Și e bine, pentru că ai venit cu treaba asta, adică tu ai știut că o să sperii. Da, eram că... absolut convins. Mă bucur tare pentru cele care nu au apăsat, dar vreau să le întreb pe celelalte de ce s-au speriat. Că-mi pot să spun că cunosc un om.
cunosc un om, Diana a rămas, wow, Mirela a rămas, cunosc un om, când cunoști un bărbat, știi cu adevărat că este, cum ai zis tu, nu pot să, doar să spun, bărbat cu adevărat, nu? Este. Asta ți-a inspirat? Da. Ai rămas? Este. Pentru? Ce ți-a plăcut? Îmi place foarte mult atitudinea, prezența, eleganța, e bărbat. Complex, cu siguranță este cuvântul, un bărbat complex. Și aici e o problemă, că în așa, cu Fina... Asta te descurci tu după un pahar de vin roșu. El oricum știe exact cu vinul... Ce vin? Roșu, alb, roze? Roze. Roze, roze. Ana Maria, prefer roșu, alb, roze? Roșu. Roșu. Să facă sângele să clocotească. Da, dar la el, nu la ea. Sânge de taur bun pentru femei dacă îl beau bărbați. Sângele de taur, foarte bun. Vin dintr-o zonă în care se reprezintă acest vin și de aceea mi-am permis. Am înțeles. Ce ți-a plăcut la Virgil? Păi, este un bărbat bine îmbrăcat. Arată bine. Foarte bine, da. Înalt. Bravo. În sfârșit ai spus că e înalt. Mi se pare un tip inteligent. Ți se pare? Încă nu ești sigură? Trebuie să-l cunosc. Bravo, da. Părerea e de bine până acum. Bun. Ok, și vreau să-l vedem. Vedem, Maria, să bravo. Să ne vedeți în filmuleț mai departe. Oh, sigură pe ea! Alina, bravo! Alina, Federica, la fel, bravo, felicitări! Să vedem exact niște lucruri, niște calități la un bărbat care chiar contează. Calitate! La proba a treia, înțeles că tu vrei să faci un lucru. Care din ele? Eu aș vrea să fac foarte multe lucruri, dar câteva dintre domnișoare sunt inutil de impresionat acum. Inutil de impresionat, da, da. Știți, m-au întrebat producătorii ce talent deosebit am. Am reușit așa să restrâng aria și mi-am adus aminte de un lucru ce mi-e... Genial, spune-mi tu. Ce-mi face plăcere foarte mult să fac și anume să calc. Și-am... Frumos, eu am zis genial. Probă, nu glumă. Și călcăm o cămașă șifonată. Da? Ceea ce e foarte greu din punctul meu de vedere, imposibil. Este foarte ușor. Acesta este omul. Eu vi l-am prezentat cât am putut de bine. El la fel a făcut, sincer, tot ce a făcut până acum, de la intrare, muzică și toate lucrurile pe care le-a spus pe platou. Decizia este la voi. Avem a treia probă. El a decis să calce. Se pare wow. În timpul ce el va călca, voi trebuie să votați și spun start vot! Asemenea, prieteni, Alex, te rog frumos să ne ajuți, nu șifona cămașa că te mănânc. Au rămas 5 fete. Puterea e la tine acum, eu îți dau puterea, că tu trebuie să-mi oprești 3 pupitre și să-mi lași 2 pupitre aprinse. Și să mergi la un date în căsuța noastră romantică și să-mi spui, să-mi povestești. De-abia aștept să-mi povestești cum a fost. Așa că puterea este la tine, du-te și oprește. 3 pupitre. Să oprești 3. Să oprești 3, rămând doar 2. O să-mi și motivez decizia. Stați un pic, avem o problemă, tu decizi, Virgil, nu decide nimeni.
Tu de ce? Aplauze! Din păcate, Diana n-a fost să fie. Diana căuta să se mărite. Îți dai seama ce bărbat îți dădeam, Diana? Călca acasă, cred că eram în mica fericită. Uite ce bărbat mi-a adus asta mică de la București. Era cel mai de... Din păcate, asta e. Facem... Criteriul meu a fost impactul vizual, a fost criteriul vârstei, în primul rând, pentru că cu siguranță sunteți mult mai mici decât mine. Deci dacă tu ești bătrân, eu... Nu e caz. Eu mai am un pic și străbunic. Da. Hai, doamnește, mergem înainte. Avem două fete minunate și e posibil să fii neam cu cineva dintre... Adică oricum ești neam, deci orice... ești în familie oricum. Nu știu acum dacă... E o familie ciudată, să zic că... Sper să nu, dar mă duc să întreb. Stai un pic, Virgil, aici. Măi, fetelor, v-am zis, e prietenul meu. Decideți de la început, nu vă suciți pe parcurs. Fată, l-am luat eu un pic, nu știu ce, mai încearcă și tu să vezi exact că eu nu m-am hotărât. Da, ori naș, ori fin, principala calitate, vreau să o știu acum, serios, ce v-a atras. Și a zis, da, rămân până la final pentru acest bărbat. Eleganță, masculinitate și... Eleganță, masculinitate... Stai că m-au luat emoțiile și nu mai vin cuvintele, mi le-am înghițit pe toate. E oricum desfăcut prea mult, eu zic că nu mai ai nevoie de aer, nu? Adică e... poți să respiri pe acolo. Nu mai, gata, m-am pierdut. Isabel. Da. Îmi place că e un bărbat matur, înalt, frumos, prezentabil, foarte prezentabil. Îți dai seama că intri în restaurant și să îi împule inima de bucurie. Uite, îl vedeți, stă bine îmbrăcat? Normal. E al meu. Și e un lucru rău? Nu. Nu, e foarte bine, e să foarte te mândrești bine, cu persoana de lângă tine. Bravo. Da. Așa, să fie mai ușor pentru tine, am înțeles că tu ai pregătit o probă, nu? Să decizi între care... Dintre care, de unde până unde, cine, care, cum, ce s-a întâmplat? Trebuie să decidă între Mirela și Isabel cu cine vrei să ieși la date. Ce vrei să le pui să facă? Să le pun o întrebare, aș vrea. O întrebare? Evident, cu toții, tu nu, că tu ai deja. Da. Dar noi, ceilalți... poporul, ne apropiem de momentul în care vrem și un copil, nu? Avem deja amândouă. Ești tătic! Felicitări! Pare rău că am aflat așa. Pare rău că nu te-am sunat să spun mai devreme. Da, măcar să o sun și eu pe mama să-i zic. Acum depinde ce-ți dorești, da. Ce vrei, băiețel sau fetiță? Acum râdem, glumim, dar mama mereu îmi zice, găsește unul gata făcut să nu ne mai chinuim. Deci... Exact, ai pe alese. Pe alese, păi nu știu cum să mai aleg acum, că acum e și mai bună alegerea, adică și da, cu copii exact, e perfect. Da, exact, iau-și, bine. E perfect. Știți la ce temperatură se încălzește laptele unui copil? Opa! Serios? Ia uite-te la... uitați-vă la voi! Wow! Dar ce ați dat, mă, să mănânce până acum? Mâncava și gură. Sunt. Păi mă lași să răspund? Te rog. Deci, stai. Dacă avem lapte praf, să nu dăm nume, da, la 30 de grade, iar dacă este lapte din comerț, îl fierbem la 90 de grade și lăsăm să se răcească. Eu așa făceam cu copilul meu. Isabel? Eu i-am dat sân primară fetei. Și cam ce temperatură? Nu știu. Nu știu, de asta spuneai zic, termometru mea, și lui îi plăcea? Fetei mele oricum nu prea îi place laptele cald, îl vrea mai rece, deci nu știu un dacă... gen de lapte frappe, așa? Da, ceva de genul. Ce oricum e, da. Ce vârstă are? 2 ani și 4 luni. Exact, la vârsta asta să bea, adică nu e da. Dacă ești hotărât și mulțumit de răspunsul pe care tu l-ai primit, dragul meu prieten, vreau să alegi să închizi pupitru. Mamă, alătă mulțumesc mai făt. Știu că e greu, dar... Am emoții. Te rog. Că te-am văzut pe tine, da. Hai să vedem. Știu că e greu, dar... Am emoții. Te rog. Că te-am văzut pe tine, da. Hai să vedem. Dragele mele... Da.
Mi-a plăcut asta cu laptele, mi-a plăcut și treaba cu sânul. Aș vrea să am un moment de recul, de moment din ăsta așa, de să mă gândesc. Nașa! Mirela! Mirela e veniți în coa. Nu se merge de mână, Mirela. Sigur. Uite ce frumos. Ține-o mă de mână, mă, că o pierzi. Nu se merge de mână. Așa a zis? Da. Vă ține. Da, dacă la prima întâlnire ne luăm de mână... Nu de mână. Nu? Așa era frumos. Nu, nu, nici de braț. Nu, nu, nu se ia? Momentan nu. Nu se ia. Urmează. Nu se ia că asta, suntem... Ce mă bucur, uitați-vă că mi-a rămas fără cuvinte. Nu spun decât că a făcut o alegere minunată, genială, e un bărbat extraordinar și dacă stă o zi cu el, ai o grămadă de lucru de învățat, e genial, nu te poți plictisi cu el, așa că... Bravo, felicitări pentru ei! Virgin Mirela! Aplauze! Ia-o de braț că se ține, nu, ține-o! Nu, nu, lasă, nu, lasă, să vă duc, ia-o în braț, lasă! Pa! Pa! Și aveam un mesaj pentru fetele ce au apăsat prima oară butonul de eliminare. Și al meu unul foarte simplu pe care cu siguranță toți l-am învățat în școală și anume faptul că o carte nu se judecă după copeți. Nu știu ce s-a întâmplat, că am rămas fără cuvinte. Eu aia care găsesc întotdeauna cuvintele și replicile, nu mai știam să îi fac complimente omului. Am rămas așa, nu mă așteptam. Cum a intrat el prestanța și atitudinea, aia a fost. Atitudine de bărbat, nu de cocoș de munte, se iasă în evidență. Clar voi fi surprinsă, pentru că un astfel de date nu l-am avut niciodată. Sunt convinsă. Mirela!